la începutul campaniei electorale, Partidul Mișcarea Populară anunța propunerea pentru funcția de viceprimar, respectiv eu am fost propunerea pentru viceprimar. După cum bine știți, viceprimarul se alege cu votul majorității consilierilor locali. Noi am obținut 2 mandate de consilier local. Nu avem, să spun așa, o majoritate care să aleagă viceprimarul. O să vedem când se va întrumi noul Consiliu Local ales, care sunt majoritățile și cine o să fie propunerea de viceprimar. Întrebarea era dacă o să faceți sau nu propunere din partea PMP. Nu am discutat încă în partidul acesta.